Salutare, dragi prieteni detectoriști și pasionați de Roaming Pro sau posesori de Roaming Pro sau aspiranți la Roaming Pro. Acesta este un manual video. Dacă aveți și manualul scris în limba română, care este foarte simplu și conține exact atât ce trebuie să conțină, nu v-am complicat pe acolo cu nu știu ce minuni, dar dacă nu aveți răbdare să citiți sau nu vă place să citiți sau nu aveți timp să citiți și așa mai departe, este suficient și dacă urmăriți acest clip cu atenție și îl vedeți o dată, două ori, trei ori, cinci ori, de zece ori, de câte ori este nevoie ca să vă însușiți toate detaliile și informațiile prezentate în el. Da? Deci o să vă învăț de la zero cum să utilizați acest detector. Bun. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să încărcați detectorul. Chiar dacă vă uitați acolo și vedeți în pagina de setări că vă dă baterie 13V, 13V și ceva, bă, preventiv, înainte să-l efectiv să-l utilizați, e bine să-l puneți de cu seara până dimineața la încărcat. Da, aveți acel încărcător cum e încărcătorul de telefon, se bagă în priză, mufa lui se bagă în mufa de încărcare. De aici aveți două mufe, una e de încărcare, una e pentru căști, da? Și se cunoaște, aia de încărcare are un pin pe mijloc, da? Băgați încărcătorul în mufa de încărcare și îl uitați acolo în priză de cu seara până dimineața, da? Cu detectorul oprit. Nu e prea bine să-l să-l încărcați cu detectorul pornit, da? N-a zis nimeni că nu e prea bine, așa cred eu, așa consider eu. Dar la fel cum nici nu e bine să utilizezi un detector să-l pornești fără să-i bagi bobina, da? E ca la stațiile radio. El are o protecție, dar știi cum, paza bună trece primejdearea, deci așa, bun. Îl încărcăm de cu seara până dimineața. Iar detectorul în cutie, pe lângă încărcător, are aceste trei componente, da? Bobina cu tija inferioară, da? Tija mediană de mijloc și unitatea electronică cu blocul audio, blocul de energie electrică, bateria, da? Și cotiera, mă rog, cu banderolă și așa mai departe. Cum asamblăm detectorul? În primul rând, să ținem cont de următorul aspect. Detectorul se asamblează cu mufa bobinei, dar mufa cablului care iese din bobină, în partea dreaptă, considerând poziția de lucru a lui, da? Cum ne asigurăm că este în partea dreaptă? Ne uităm aici. Bumbul ăsta trebuie să fie în jos, da? Deci avem aici un bumb de montaj, da? De aluminiu, de ce naiba e. Trebuie să fie în jos în momentul în care ieșirea cablului bobine, din bobină este la dreapta, da? E foarte simplu. Dacă cumva, până absurd, constatați că este invers, desfaceți șurubul negru de aici, o întoarceți 180 de grade pe longitudinal și gata. Strângeți șurubul la loc și gata. E ok, bun. Acum, asamblăm întâi tija mediană cu tija inferioară. E, aici va trebui să vă determinați voi poziția corectă. Dacă nu mă înșel, pentru mine poziția corectă este bumbul la a doua gaură, da? După care strângem, dacă cumva nu intră, mai desfaceți din șurubelul ăsta de plastic. E un plastic foarte bun, nu are probleme la îngheț, deci nu crapă ca la alte detectoare. Nu că ar fi o problemă, că atunci când crapă astea, producătorii le înlocuiesc gratuit, nu e problemă. Dar nu, ăsta este un plastic mai bun, mai puțin casant, cel puțin mai puțin casant, dar la frig. Da? O strângem, după care introducem și aici aceeași problemă, desfacem un pic hub-ul ăsta conector. Și aici avem două găuri de reglaj. Eu pun la prima. Strângem și aici. Da? Și ne ridicăm. Bun, hai să vedem cum facem, să nu-mi dea soarele nou. Asta este. Și înfășurăm. Bobina nu trebuie să joace pe cablu, pentru că cablu bobinei nu trebuie să fie să joace liber pe tijă. Nici să strângem ca animale să forțăm în mufa bobinei sau mufa de pe unitatea electronică, da? Și înfășurăm, uite așa. Uite așa îl înfășurăm. Țac, țac, țac. Ce e foarte fain la detectorul ăsta e că, spre deosebire de alte modele, mufa de pe unitatea electronică e pusă cumva în prelungirea cablului, da? Și nu creează tensiuni laterale. Asta înseamnă că, în timp, ar trebui să le este mai bine. Și cablul este de o foarte bună calitate, da? Vedeți că pe mufă aveți o teșitură care îi corespunde un bumb în interiorul mufei. Vedeți că trebuie să le aliniați. E simplu. Vă uitați, nu mai filmez asta aproape, că e foarte simplu să observați și voi, da? Bun. L-am introdus aici, da, până la capăt. Și acum strângem piulița de exterior. Este o piuliță care joacă, dar care se strânge și securizează. Și acum detectorul este asamblat. Bun. Ce lungime să aibă tija? În funcție de înălțimea ta îți vei regla tija. Dacă tija mea poate nu e bună pe tine și tija ta poate nu e bună pe mine. Da? Sau poate să fie. Tija nu trebuie să fie prea lungă. Da? Deci să nu ținem detectorul cumva într-o lungime foarte mare. Că ne creează tensiune aici și ne obosește prea repede. Da? Nu trebuie să fie tija nici aici. Sau nu trebuie să ne aplecăm. Să fie tija atât de scurtă încât să trebuiască să ne aplecăm când dăm cu detectorul. Da? Nu. De exemplu, mie aici tija îmi convine. Cum stau în picioare,
detectorul pe lângă mine, am tija undeva la 35 de centimetri, aproximativ. Dar sincer, uite, eu sunt la a doua gaură, da? Eu am 1,79 m, da? Mai slăbesc un pic aici și vreau să mi-o mai scurtez un pic, ca să-mi fie mai confortabilă, da? Urmăriți poziția de confort, e foarte important. Faceți un pic de teste, cu ea mai lungă, cu ea mai scurtă, da? Vă ajută. Deci... Bun. Uitați și cum am cablu, da? Mie nu-mi joacă, dar nu este forțat, da? Nu e forțat cablu, vedeți? Nu e forțat. Bun, ia să vedem aici. Mi s-a scurtat distanța, am un 20 de centimetri acum, da? Vedeți că unghiurile, da? Și ia să văd, fac o probă. O, e foarte confortabil când detectez. Mare atenție, da, ajungem și acolo, bun. Când, cum detectăm? Nu pot să vă învăț acum toată detecția, dar așa niște chestii de bază pot să vi le predau pe scurt. Cum se dă cu bobina? Bă, cu bobina nu dai nici așa. Cu bobina nu dai nici așa, da? Nu dai așa ușurel. Nici așa. Trebuie să ai o viteză de baleere cumva echilibrată, da? Deci ceva de genul ăsta. Da? Ceva de genul ăsta. Sau un pic mai lent. Sau un pic mai... Depinde de zonă, depinde când ne grăbim, da? Când avem semnal de țintă în pământ. Nu îi dau nici așa, nici așa. Dar pot să încerc și mai repede și așa, da? O verific și din cruce, da? Vedeți că cred că mai am niște clipuri pe acolo. Cum să... Da, în fine, vă spun. Ajunge și acolo. Bun. Mare atenție la cum balez. La început, tendința începătorului este să țină bobina cât mai sus. Uite aici, sus. Și să baleze în capetele balerii, să ridice bobina. Are tendința să ridice bobina. Asta face ca detecția să fie mult mai puțin eficientă, pentru că voi, pe lângă că pierdeți din adâncimea detecția detectorului, dacă una e să am detectorul mai jos, uite așa, observați, eu frec cu el prin frunze, da? Și alta este să-l țineți aici sus, că distanța aia se pierde din adâncimea detecție. Și trebuie să vă formați o mișcare, să nu ridicați bobina spre capete, da? Pe toată balerea, da? Pe toată balerea, bobina trebuie să-și păstreze înălțimea și unghiul față de sol, unghiul paralel cu solul, da? Deci nu cu bobina așa, nu cu bobina așa, cu bobina paralelă cu solul. Eventual punem și ne reglăm un pic în funcție de cum, da? Uite așa. Și bobina paralelă cu solul și la aceeași înălțime tot timpul, da? Altă chestie. Nu faceți mișcarea numai din braț, ci nu stați cu brațul ăsta încordat, pentru că veți obosi mult mai repede cu orice detector de metale, chiar și cu alea care sunt fulgi. Ăsta e un detector de metale care nu e greu, un detector ușor. Nu este cel mai ușor, dar este printre detectoarele ușoare, da? Ok. Mișcați un pic și din trunchi, da? Observați? Mișcăm un pic și din trunchi, da? În fine, vă mai prindeți voi de chestiile astea și pe parcurs, v-am dat așa numai niște idei. Ținta. Să presupunem că am mers cu detectorul. Am eu o monedă, mă. Am eu o monedă, mă. O să ajungem și la setării mea, dar astea sunt generalități. Uite, am o de 50 de bani. O pun jos aici, da? Îmi pornesc detectorul. Trebuie să văd ce setări am. Ar trebui să fiu totuși în setări de lucru. Meniu. Bang, bang. Setări. Hop. Așa, deschidere 25, fundal audio 68. Hai, cum am făcut test? Volum 63. Groundul, solul pe auto. Așa, ajungem și acolo. Bun. Și ajustarea solului nu contează că suntem pe auto. Bun. Și să zicem că eu detectez, da? Bine. Nu luați nici semnale eratice. Cârcâr, un pic de cârcâr. Poți să te întorci să-l verifici. Bă, dacă nu se confirmă, trei mai departe că solul dă semnale. Mai poate să fie chestii foarte micuțe în sol. Tot felul de resturi foarte mici sau... Alea treceți peste. Da? Detectez. Merg, 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 merg. Bine, acum ea se aude titic pentru că bobina este, moneda este pe sol, nu e adâncă, e foarte aproape de bobină. Și atunci, cele două câmpuri, că e bobină double D, da? Care emite două câmpuri, ca două bărbi așa în jos. Cele două câmpuri în apropierea bobinei sunt despărțite de uite, de platou ăsta de mijlocul bobinei. Mi-a ceasul de la mână și capsa de la, da, mă rog. Bun, da? E, și atunci, moneda, trecând până ambele câmpuri în mod distinct, ele fiind despărțite, se aude bip-bip. Ăsta este și un semnal că ținta este foarte, în primii câțiva centimetri, da? Este și un semnal că sunt mai multe ținte, de la caz la caz, da? Oricum, voi verificați. Bun, poate să fie. Și dacă mă duc mai sus, vedeți? Să mă aud o singură dată, de ce? Pentru că un pic mai jos de bobine, acele câmpuri se unesc și devine un singur câmp. Câmpul de sub bobine, uite așa arată, ceva de genul ăsta, aproximativ, bun. Dar în partea de sus sunt despărțite, da? Sunt două câmpuri care se unesc într-unul mai jos, bun. E. Să presupunem, ridic detectorul un pic ca să nu mai am bip-bip și să presupunem că această țintă este în pământ, da? La 10, la 20, la 30, depinde, de la caz la caz, de centimetri. O țintă,
o sap dacă mi se confirmă la 90 de grade, în general. Cel puțin începătorii. Ulterior sunt situații, o monedă în dungă poate să-ți dea doar pe o parte, dar deja astea sunt chestii care sunt la faza de avansați. Manualul video nu este pentru avansați și manualul în general nu este pentru utilizatori avansați. Ea se experimentează și așa veți fi toți în timp, ci pentru cei care acum pleacă, ori să înțeleagă detectorul, chiar dacă au avut alt detector, să se familiarizeze cu noul detector și să-și facă o idee, dar evident că subtilitățile se învață în timp, sau pentru cei care pleacă de la zero în detecție și iarăși au nevoie să fie învățați cum se utilizează detectorul de metale. Bun. Presupunem că această monedă, nu știu, e la 20-25 de centimetri în sol, da? Și detectez, da? Merg. Rețineți, voi faceți așa când detectați. Eu acum simulez ca să nu-mi facă bip-bip, dar o țin mai sus, da? Merg. Și am dat de ea, am dat de țintă, da? M-am oprit. Mi se confirmă în stânga. Mi se confirmă în dreapta. E bine, semnal. O să ajungem la tonul. Tonul feros e gros, ați auzit mai devreme ceva cârcâr, că mai erau alea de fier pe aici pe pământ. Și tonul neferos este subțire, da? Mi se confirmă așa, să zicem de la est la vest. De fapt e de la nord la sud. Și mă întorc și la 90 de grade, îl confirm în cruce. Dacă mi se confirmă așa și este semnal neferos, mă uit și la hodogramă, aoleu, aia e poveste lungă să învățați hodograma, dar se învață relativ ușor, e greu să vă explic aici, dar, da? Mi s-a confirmat și așa. Și așa, la 90 de grade, ținta este validă, o săpăm, da? Dacă mi se confirmă doar așa, deci acum o pierd, da? Și așa nu mi se mai confirmă, cel puțin la început, dai mai departe, e posibil să fie un fiert cu halou în formare. Asta are o dicționare foarte bună, Rominu, dar, nu știi. Orice detector poate fi păcălit uneori de fier, de anumite configurații, de anumite situații. E greu să le încoate, nu am cum să acopăr toate arile de detecție, atât cât putem să facem într-un manual video, să vă învăț să lucrați cu aparatul ăsta, da? Bun. Asta odată. Așa. Uite. Ăsta e fier, aici e fier. Și ăsta e neferos. Aici e o monedă, da? Vedeți, sunt două tonuri, sunt tonuri diferite. E multitonal. Acum, sunt situații când, vedeți, se poate combina tonul feros cu tonul neferos, când ținta e mai adâncă, când e în dungă sau când ai moneda lângă fiare, deci poți să ai monedă și lângă să ai un cui, de exemplu, în pământ, da? Sunt cazuri și cazuri, asta judecați voi încoate, vine cu experiența. Un detectorist nu se formează citind numai cărți, contează să și citești, clar, teoria e foarte importantă, dar nu îl formezi numai cu teorie, se formează detectoristul cu foarte multă practică, de multe chestii teoretice te prinzi în practică, da? Nu trebuie foarte, foarte mult. Bă, dar să ieși, ca în orice domeniu. Dacă mi-am luat acum mașină și acum mi-am luat carnetul, asta nu înseamnă că sunt un bun șofer. Mă descurc să merg cu ea, dar asta nu înseamnă că sunt un bun șofer și că voi ști să reacționez în situații de tot felul, da? Bun. Asta este. Deci cam asta este în general. Și când mergeți, altă chestie, foarte important când mergeți. Uitați-vă că mulți fac greșeala asta. Merge cu detectorul, așa. Deci fii atent, face o mișcare aici, face pasul aici și după următoarea mișcare o face aici, o face aici. Păi și terenul ăsta dintre baleieri, mă rămâne neacoperit. Și acolo poate fi ceva pe care tu poți să-l pierzi, da? Deci se merge un pic mai metodic, da? Detectez, aproape suprapun mișcările, băi, da? Pac, 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 ceva de genul ăsta, da? Trebuie suprapuse un pic, măcar 2 cm mișcările bobinei, ca să fii sigur că nu ți-a rămas vreo palmă de pământ necercetată. Că așa tu poți să te duci de colo până colo, și între pașii tăi să pierzi monede, de exemplu, sau inele, sau nu știu, ceva de genul. Asta este foarte important. Bun, ce mai este iarăși foarte important în detecție? Încălțările! Vedeți? Uite, ăsta are ținta mai în spate, că n-are, are o singură, are, uite, țintele astea de sus, da? Mi le ia mai greu, da, uite, deja de pe la vârful bocancului îmi ia țintele. Sunt sus aici numai două ținte de metal, dar mi le poate lua. Ei, sunt unii bocanci care au și unele încălțări au ținte până pe aici, sau o plachetă de metal în bot. Fraților, nu mergeți cu așa ceva la detecție. Sau dacă mergeți, fiți conștienți de faptul că alea poate dea semnal în detector. Și detectorul să ori să fie instabil, ori să vă păcălească că e o țintă. E și o glumă cu unul care a săpat 5 metri, tot timpul el detectând și tot avea semnal și își lua plachetele din bocanci, din bot. Știi? Așa, deci, în general, sau mergi de așa natură încât să detectorul să fie întotdeauna în fața, deci bobina să fie întotdeauna în fața piciorului. Merg așa, am dat aici, dar e un pic mai inconfortabil. Mai bine să luați o încălțăminte care să nu conțină metal sau cât mai puțin, da? Că cum e ăsta, ăsta n-are, bocancii care sunt eu acum încălțat, n-au decât două ținte de metal, uite aici sus. Și atât. Dar alții încoate, mare atenție cu ce vă încălțați. Bun. Așa. Hai să... O să oprim filmarea ca să opresc detectorul și o să filmăm ecranul, să vă arăt de la capăt cum îl porniți, cum îl setăm și așa mai departe. Bun. Hai să începem
utilizarea detectorului. Deci avem detectorul montat, bateria încărcată și am ieșit la plimbare, la pădure, să ne relaxăm, să detectăm, da? Bun. Pornim detectorul. Avem butonul pornit-oprit marcat și scris ca atare. Trebuie ținut apăsat vreo 2-3 secunde. În primele versiuni, primele prototipuri pe care le-am avut noi, cum apăsai porna. Dar s-a întâmplat ca în transport să se atingă de altceva și în portbagaj unde nici nu l-am auzit, detectorul a pornit. Și în portbagaj unde nici nu l-am auzit, bateria se consumă iureaș. Mai ales că în portbagaj e metalic, cu bobina la metal și se consumă mult mai repede bateria automat când e tot timpul într-o țintă și urlă, urlă, urlă tot timpul. Bun. Deci pentru asta, pe versiunile finale, care au ieșit în piață, s-au lansat, trebuie să ți-a apăsat mai câteva secunde ca să-ți pornească detectorul. De la o simplă apăsare nu va pleca. Ținem apăsat, zang, și a pornit detectorul. Apoi Romin Pro și se duce în pagina de diagnoză hodografică, da? Bun. Ce butoane avem aici? Avem aici butonul de meniu în sus și meniu în jos. Mă rog, butonul sus și jos sau plus și minus. Ridică, ajustează parametrii în sus sau în jos, da? Și mai face și navigație în unele meniuri. Bun. Atenție, butonul minus la o scurtă apăsare, nu cred că se vede acum. Nu, o să, ba da, uite. Vede ceva camera acolo? Puțin. Nu prea, dar nu, e că e lumină, e soare. Da, la o scurtă apăsare, nu o să vede mai nimic. Mă rog, la o scurtă apăsare pornește lumina, da? Ziua vă recomand să nu țineți lumina pentru că consumă din baterie. Adică dacă ești într-o pădure unde e umbră sau, mă rog, e o zi mai... sau undeva unde chiar ai nevoie să ai ecranul aprins, îl aprins. Dacă nu, evident ca și la telefon, ecranul aprins consumă mai mult din baterie. Bun, acum am lăsat aprins, dar e soare, nu ne dăm seama treaba asta. Dar când scade luminositatea, ecranul luminează foarte bine și așa, bun. Deci de aici pornim lumina. Acum, butonul de meniu. Intrăm în meniu sau navigăm în jos în unele meniuri, da? Îl apăsăm și am intrat în meniu. Mare atenție! În momentul în care... Eu dau cu țintele de la bocanci. Le ia de vă leacă de... Bun, în momentul în care detectorul detectează o țintă, butoanele, în afară de butonul oprit-pornit, butoanele astea nu mai funcționează. Da? Deci nu mai funcționează. De ce? Ca să nu... Tu din greșeală să te apuci să faci vreo mișcare cu butoanele, vreo setare și să pierzi vreo țintă bună, da? Deci tu dacă ești într-o zonă unde ai interferență și detectorul urlă sau ai pe... Trebuie să ridici un pic bobina ca să poată să devină eficientă aceste butoane, da? Bun. Și am intrat, cum ziceam, am intrat în meniu. Aici primele trei setări sunt modurile de diagnoză. Dacă vă uitați și în manual, avem mai multe tipuri de diagnoză. Diagnoză auditivă, diagnoză vizuală. Plus discriminarea convențională, care și ea este tot se subscrie și ea cumva diagnozei țintei. Dar cu efect mai mare în auzim sau nu auzim ținta. Bun. Avem prima oară diagnoza hodografică. Asta e o funcție care am luat-o după ACASIN-ul MFD, MFD-HM. Da? Și care este la detectorul ăsta care costă aproape de 3 ori mai puțin decât ACASIN-ul MFD, MFD-HM. E, funcția de hodografică, da? Este la o eficiență de vreo 75-80% din cea a lui ACASIN-ul MFD, MFD-HM, care sunt, cum ziceam, de aproape 3 ori mai scumpe. Acum, mare lucru, am luat-o. Trebuie să faceți un pic de teste, da? Efectiv teste în aer sau cu ținte îngropate, dar nu la adâncimi foarte mari, pentru că la adâncimi foarte mari niciun detector nu știe să discrimineze și să facă diagnoză în adâncime mare. Niciunul, bă, dar niciunul, știi ce aia? Așa, bun. Cel mai simplu test în aer, preferabil nu acasă, că e interferență și e mai influențat detectorul de interferența electromagnetică, deci undeva într-o zonă liniștită în pădure. Vezi că acum el stă pe loc, se aude fundalul audio, dacă încep să-l mișc, solul suprimă, da? Deci noi ne adaptăm detectorul în funcție de sol, în primul rând, da? Acum, mă rog, bun, el este niște setări de lucru acum. Așa, bun, și o monedă de 50 de bani, uite, da, stai mă că am și... cu capsa să nu influențeze. Uite cam cum arată o monedă pe... Aici mi arată un grafic, un semnal parazit. O monedă pe diagnoza hodografică. Da? Are tendința să-mi realizeze, bun, la sfârșit rămâne un rezidu, o componentă de cum acum de la început și cu cât e mai aproape... cel mai bine funcționează diagnoza hodografică când ținta nu este nici foarte aproape, nici foarte departe de bobină. Așa. Și la o distanță, să zic, medie, uite, să văd și eu ce face aici, da? Vedeți, se realizează o chestie ca o linie, da? Ceva de genul ăsta. Asta este o monedă, uite, așa arată o monedă, bine, vedeți, să duce mai mult linia când am dat.
o monedă pusă așa pe plat, la o adâncime, să zic, de 20 de centimetri. 15, 20, 25, și în funcție de sol. Atenție, că, cum spuneam și în alte clipuri, solul mai ia din adâncimea detectoarelor. Unele soluri mai mult, altele mai puțin. Sunt unele care iau drastic, efectiv. Da, mai ales la detectoarele VLF. La PI nu are însă așa influențate, că toate nu sunt influențate chiar deloc, deși mineralizarea e foarte mare. Asta e un factor pe care, factorul mineralizare, este un factor pe care, bă, cei mai mulți detectoriști îl ignoră. Și din cauza asta, nu înțeleg cum trebuie să seteze detectoarele, nu înțeleg. Câteodată, știi, vezi că îți ia detectorul, dă un sunet slab și scoți o monedă ca asta, care ar trebui să se audă mult mai jos, de la numai 7-80 cm. Nu cu ăsta, dar cu altele, să zic, da? Mai slabe. Și, băi, ai impresia că nu are detectorul adâncime. Nu, detectorul are adâncimea lui normală, numai că solul ăla e tăiat din adâncime, din cauza mineralizării lui, da? O să sunt unele soluri unde pe aceeași țintă scoateți adâncimi mai bune, pe altele adâncimi mai proaste, mai contează și cât de uscat e solul, de exemplu solul argila, argila aia galbenă, când este foarte uscată, mamă, taie mult din adâncimea detectoarelor, da? Asta este, sunt limitări tehnice care se manifestă la toate detectoarele VLF, dar n-ai ce. Detectoarele PI, Pulse Induction, sunt cu totul alt tip de detectoare, nici măcar nu vă, celor mai mulți, nici nu vă recunosc, alea clar sunt pentru profesioniști, lucrări punctuale, industriale, e foarte complicat de învățat, foarte scumpe, n-au discriminare, n-au viteză de recuperare, adică, nu, deci nu vă sfătuiesc, ce detectorul cu care lucrăm toți este din categoria VLF, da? Deci detectoarele de detecție generalistă, de hobby, chiar detecție profesională, dar în mișcare, în multitasking, sunt detectoarele VLF, nu Pulse Induction, da? Bun, ok. Ei, și trebuie să vă învățați, mă, uite, n-am un fier. Ia să văd cu cheia de la mașină, să văd dacă... Da, cheile de la mașină, dar nu știu din ce metal sunt astea. Așa. Da, uite, da, uite, vezi, liniile astea drepte, cum vezi linii drepte în sus, în jos, stânga, dreapta, liniile astea drepte îți indică că ai un fier, ai fier. Câteodată ai adâncime mare, semnalul e compus, nu-ți dai seama din audio, chiar din audio că e fier. Că aici e un compus de feros, da, cu neferos, da? Nu-ți dai seama dintotdeauna că e fier. Încă o dată, aici ține de experiență. Aici, asta nu poate să vă învețe nimeni într-un simplu clip. Asta o învățați voi, dar nu cred că vă va lua mult. Adică eu, când am început cu Aca Signum MFD, că acolo am învățat hodografia, m-am obișnuit cu ea în câteva zile de detecție. Bine, aveam experiență. Dar, iarăși, contează foarte mult să testați și așa mai departe, da? Bun, deci asta a fost cât am putut de scurt, diagnoza hodografică. Este o funcție foarte puternică și foarte utilă. Așa. Aici avem nivelul bateriei, dar este un nivel aproximativ al bateriei, da? Nu sunt baterii inteligente, cum sunt, de exemplu, pe stațiile radio DMR, digitale, Motorola Moto Turbo. Moto Turbo, cum dracu le zice, așa. Alea au baterii inteligente și, mamă, știi cum îți arată? Când îți arată aici e perfect, da? Dar ca să vedem exact, deci asta e informativă, ca să vedem exact câtă baterie avem, intrăm aici în meniu setări și jos avem starea bateriei, 13V, dar deci a început să se descarce bateria. La 13V este cam full. Așa, bun, mai departe, modul de diagnoză scalară, da? Este un mod de diagnoză care se mai regăsește, am unde e moneda, se mai regăsește și pe alte detectoare, da? Toate astea este un mod de lucru foarte bun. Vedeți, în funcție de cât de aproape se manifestă diferit și în funcție de natura țintei și în funcție de cât de aproape este ținta de bobină, iarăși. Niște teste făcute de voi ca să vă experimentați ar fi foarte bune. Acum, eu totuși vă recomand să ignorați cel puțin primele sute de ore de detecție, celelalte moduri și să stați pe hodogramă. Aia este sfântă, da? Așa. Ne întoarcem în meniu. Hop. Și modul de diagnoză sinusoidală. E bine, asta este foarte precisă și ea, dar este pentru profesioniști. Observați aici că aveți una eculcată, aveți două grafice, unul eculcat pe lungime aici și mai aveți un grafic întrerupt. Sunt două canale. Ăsta întrerupt este canalul neferos, feros, pardon, și ăsta care e neîntrerupt este canalul feros al țintei, da? Vedeți, acum acționează amândouă. Sper că s-a văzut pe cameră că ambele grafice, deci unul e întrerupt, acum să vedeți ce a rămas. La sfârșit îți dau un rezumat. Așa, dar este un rezumat strict informativ.
Da, că depinde din ce moment, din ce moment a luat ținta, ce distanță avea inițial față de țintă, cum l-a analizat atunci, cum l-a analizat în timpul analizei, cum l-a analizat la sfârșit când ai luat, ți-ai depărtat bobina de țintă, da? Deci important e nu ce rămâne după ce se oprește, ci ce îți dă în momentul în care analizezi efectiv ținta, da? Bun. Aici, părerea mea că pe modul ăsta ar trebui să lucreze doar cei care au ceva cunoștință de electronică, pentru că practic este modul de funcționare al unui osciloscop. Mie spune foarte multe. Pentru că am învățat, nu pentru că am știut, m-am născut învățat, dar am învățat și mi-e spune foarte multe genul ăsta de diagnoză. Vouă, nu, vă fac foarte puțin, m-au învățat și pe mine alții mai deștepți decât mine, eu pot să-l folosesc, la început voi nu, cu timpul da, sigur, sau dacă ai cunoștință de electronică poți să-l exersezi și o să-ți ofere cel puțin la fel de multe informații ca și diagnoza hodografică. Dar, cum ziceam, vă propun să rămâneți pe diagnoza hodografică, da? Bun, altă chestie, în toate modurile de diagnoză o să aveți SNRT-ul, același lucru cu VDU, semnătura numerică rezultantă a țintei, da? Deci niciun detector nu știe să spună ce metal ai sau conductivitatea exactă a metalului. Nu, el spune conductivitatea rezultantă a țintei, da? Care este o formulă alfa de conductivitatea metalului, frecvența de operare a aparatului, grosimea țintei, suprafața de reflexie a țintei către detector, da? Asta spune orice detector. Niciunul nu poate să spună. Măi, sunt niște chestii foarte scumpe pe net, zic aia, că acum spune că e aur, că acum că e fier, că e cupru, că fier îți dai seama, de fier îți dai seama, că se aude de cele mai multe ori. Dar de nu pot să spun că acum am aur, acum am aluminiu. Nu știe niciun detector. Indiferent ce ăia dă vând niște detectoare de alea peste 15.000 de euro sau când naiba sunt niște minuni de alea, nu știu cine le cumpără. Le cumpără puțin visător, dar puțin. Promit că detectorul lui spune când e aur sau îl setez să dea nu, să sune numai la aur. Băi, potoliți-vă, așa ceva nu este adevărat. Dacă apare un detector real care face treaba aia, eu îmi fac rate la bancă să-l cumpăr, să zic. Nu o să fac asta, dacă ai idee. Nu există. Noi toți așteptăm un detector care măcar să nu mai sune la aluminiu, că aluminiu este cel mai întâlnit metal în sol în afară de fier. Da, uite că nu l-a inventat nimeni. Pentru unul care să nu sune la lumină, aș fi dispus să plătesc foarte mult. Bun. Așa. Să ne întoarcem în setări. Adică să mergem în setări. Bun, astea sunt setările. Intrăm în ele. Și acum, ce avem? Discriminare. Pentru început vă recomand, i-ai pusă pe 25, da? Pentru început vă recomand să lucrați cu o discriminare de 25. Ulterior puteți să lucrați cu ea la 0. Eu acum lucrez cu ea la 0 sau în zonele foarte infestate lucrez cu ea la 5. Da? Dar un începător îți mărește adâncimea, clar. Și audibilitatea țintelor slabe și adânci. Dar un începător, părerea mea că nu trebuie să lucreze altfel decât cu 25. Da? Fundalul audio. Îl dai până abia începe să se... Nu trebuie să fie complet. Poate să fie complet tăcut, dar preferabil să-l dai acolo unde abia începe să se audă. Acum, el se aude mai tare că stă pe loc detectorul, da? Dar dacă detectorul, uitați-vă, detectorul mișcă, mai dă, mai răzbate câte un pic, da? Uite, pot să-l dau și mai mult, de exemplu, aici. Hai să mă duc în jos, așa. Sunt cu el pe 68, da? Uite, hai să-l dau la un, cum aș lucra eu. Pe aici. Așa aș lucra eu cu el, sau chiar mai sus, la 73, acum uite, l-aș duce într-un 75, poate. Detectorul un pic mai instabil, da? Dar urechea mea e formată să distingă un semnal slab de semnalul eratic al țintei. Dar tu, ca începător, în locul ăsta, nu există o valoare, atenție, nu există o valoare fixă, finală de lucru cu fundalul audio. Tu, ca un începător într-un sol de genul ăsta, aici, pe la 68, detectorul e foarte liniștit. Când l-ai oprit, începe să se audă. Când l-ai mișcat, îl suprimă solul, pentru că detectorul începe să analizează mai mult solul decât zarea. Când stă pe loc, mai ia și interferența din zare, da? Bun. Deci, ceva de genul ăsta. În casă, de exemplu, dacă vrei să faci teste cu detectorul, trebuie să cobori foarte mult fundalul audio, până la 30 sau poate uneori mai jos. Depinde de gradul de interferență care există la tine în casă, în apartament, în, mă rog, în locuință unde ești. Așa. Bun. Volumul audio, vedeți că în pagina asta, din plus și minus, setez parametri, dau mai sus sau mai jos valorile și din meniu navighez, cobor în jos cu ele, da? Cobor de la un parametru la altul, da? Volumul audio, aici e o chestie de preferință personală. Eu vă sfătuiesc să lucrați cu el la maxim, ca să auziți bine și semnalele slabe, mai ales dacă bate vântul sau bobina, nu știu, fâșie prin frunze, da? E bine să lucrați cu volumul sus. Pe era contrario, în partea cealaltă a discuției, dacă purtați căști, da? Că detectorul are și mufă de căști, merge jack-ul de 6,5. Sau puteți să folosiți și căști cu jack subțire, dar cu adaptor de la 6,5 la 3,5, da? Dacă utilizați căști,
nu dați să vă spargă urechile. Trebuie să dai la un confort audio auditiv rezonabil, da? Pentru că dacă sparge urechile, îți agresează în timp timpanul. Au pățit-o mulți cu mai la BGPX, cu Pulse Induction, au lucrat cu el cu căștile date foarte tare ca să audă semnalele foarte slabe. Da, așa că am distrus urechile, da? Deci atenție cu urechile, nu vă jucați cu urechile. Dacă vreți să-l dați în blană, fără căști. Dacă vreți să lucrați cu căști, dați-l în așa fel. Oricum cu căști au semnale pe care efectiv nu le auzi. Deci e bine să lucrezi cu căști, dacă poți. Cu căști au semnale pe care nu le auzi pe difuzor, da? Ca și căști, ce căști să vă cumpărați, eu vă recomand, nu mai contează să aibă reglare de volum căștile, pentru că are detectorul deja în el. Deci niște căști care vă sunt confortabile. Vă mergeți la orice magazin de electronice, la Flanco, la Altex și așa mai departe, vă luați niște căști care vă sunt confortabile. Nu vă recomand căștile alea care astupă urechile perfect, da? Trebuie totuși niște căști care să-ți permită să mă auzi și ce se întâmplă în lucrul tău, în jurul tău. Că tu cu detectorul te duci pe tot felul de coclauri, e bine să auzi și când te strigă un coleg și dacă se apropie un animal sau o persoană sau da, să fii conștient de mediul din jurul tău, de ce se petrece acolo, cât se poate de, da? Bun. Acum acordul de sol. La început, primele 200 de ore, părerea mea, lucrat pe auto. Nu vă arăt acum cum se face acordul de sol manual, așa numitul ground balance manual. Nu vă arăt pentru că este o procedură pe care eu nu o consider dedicată începătorilor pe niciun detector de metale. Așa, pentru că detectorul devine un pic mai instabil în sol manual sau dacă greșești, se face foarte ușor procedura asta, dar dacă să zicem că o greșești, detectorul poate să-ți dea uneori și unele semnale eronate, la ținte foarte dificile. Nu la toate ținte, dar... Deci atunci, la început, primele 200 de ore, lucrăm pe auto. O să fac un film separat, un clip separat, nu astăzi, altă dată, cu procedura de realizare, dar nu peste foarte mult timp, cu procedura de realizare a acordului de sol manual. El este descris și în manualul de utilizare, dar este mult mai simplu de învățat dacă vă arăt, da? Dar nu astăzi. Bun. Ajustarea solului. Această funcție, iarăși, nu are absolut nicio eficiență câtă vreme acordul de sol este pe auto. Când este pe manual, da, atunci influențează. Dar acum lucrând pe auto, nu ne interesează ce valoare avem la ajustarea de sol, da? Ok, bun. Hai să ne întoarcem în meniurile de lucru. Suntem aici, dar eu vreau să mă duc, de exemplu, pe hodogramă. Nu, în sus, sac, sac, sac. Mă duc pe hodograf, da? Și după modul de lucru hodograf. Păi ce am eu aici? Ce ne afișează nou ecranul? Da, în afară de zona grafică, unde ne arată o expunere, o transpunere hodografică a semnăturii țintei, a semnalului țintei, am indicatorul de baterie, care este aproximativ, cum ziceam, bateria corect, valoarea exactă, o vedeți intrând în setări, da? Aici. Ok. Mamă, e frig. Foarte frig. SNRT. Este același lucru cu VDI, care înseamnă semnătura numerică rezultantă a țintei. V-am explicat mai devreme ce este. Ea acum afișează o valoare parazită, da? Deci nu, când stă pe loc, nu vă luați de ce după ce afișează aici. Că, practic, voi veți vedea semnătura numerică rezultantă a țintei în momentul în care îi dăm o țintă, da? Ea poate să fie mai stabilă sau mai instabilă, adică... vezi, aici e ultima valoare, valoarea medie pe care a înregistrat-o și o afișează în timpul... de cele, cele câteva balieri pe care le-am făcut eu cu cheile pe deasupra bobinei. Acum, este foarte important tot așa, să faceți niște teste cu diverse obiecte și să vedeți cam ce dă fiecare aproximativ. Ea poate să varieze. Una e să ai ținta, moneda, să zicem, aproape de bobina, alta să o ai departe de bobină, da? Poate să varieze destul de mult, dar oricum nu foarte mult. Adică, în general, o monedă o să-ți dea cam aceeași semnătură numerică rezultantă și la 6-7 cm și la 20 ceva de cm. Vor fi niște mici diferențe, dar nu mari. Așa. Mai contează și în ceva, adică moneda, dacă e pusă plat, da, cu fața la bobină, o să-ți dea o semnătură și dacă e pusă așa, cu tot o altă semnătură. Dacă am spus că este influențat și de suprafața de reflexie. Bun. Și de grosimea țintă, dar oricum e țirică. Intens aici. Intensitatea semnalului. Mare atenție. Asta vă dă vouă informații și hodogramă. Corelată cu valoarea de aici, vă dă vouă, iarăși faceți teste ca să vedeți cum se comportă, informații despre adâncimea țintei. De exemplu, moneda de 50 de bani. Uitați-vă cum variază această valoare. Stați așa. Te vreau să scot ceasul. Și să... să dau mai bine cu mâna stângă. Mă scuzați, nu e totul foarte cursiv, dar n-ai cum să filmezi așa ceva
foarte simplu, da? Bun. Mă dai 50 de bani, da? Uitați-vă la intensitatea semnalului. O am lângă bobină, am o intensitate mai mare. Mă, sper să ia camera bine ecranul. Și o depărtez, intensitatea scade, uite-o. Ia vedeți, da? Iar în momentul în care, nu știu dacă se vede, în momentul în care sunt cu ea pe bobină, poate să intre în overload, dar nu la o țintă atât de mică, da? Deci la o monedă foarte, doar poate că o monedă mare din aluminiu poate să intre în overload. Ce înseamnă overload? Când intră în overload peste această valoare, această valoare se va negri, da? Deci va apărea un chenar negru peste această valoare. Hai să vedem dacă reușesc cu ceasul. În general, overload-ul apare la ținte mari. Deci știi că e o țintă mare și superficială când ți s-a negrit aici. S-a negrit, mă, vreun pic? Uite-l. Da? Depinde și pe ce poziție are. Asta încă este foarte mic pentru așa ceva. Dacă aveam o conservă, așa, măi, tati, uite, punem ceva serios. Așa. Vezi? Asta negrește mai mult. În fine, ideea e că el are, ce se întâmplă? Așa cum scrie și în manual, detectorul are o viteză foarte mare de recuperare din overload. Deci el nu rămâne blocat pe overload. Dar tu când te uiți la ecran, analizezi ținta, da? Să ții informațiile de pe ecran. Dacă ai văzut că s-a înnegrit o fracțiune de secundă aici, atunci știi că ai o țintă mare superficială. Sigur, corelat și cu auditiv, da? Deci un detectorist experimentat efectiv nu are nevoie să vadă că a intrat el în overload. Deci dă seama după audio, după informația audio, ce se întâmplă acolo. Sunt foarte multe de spus. Deja sunt la al treilea, al patrulea clip pe care îl trag azi. Dacă am mai tras două pentru detectorul ăsta, unul pentru ACA și este foarte frig. Cam atât deocamdată. O să vă fac un manual, dar încă o dată trebuie să vină un pic de căldură, deci nu trăiesc bine în frig. O să vă fac un manual video mai complex, dar deocamdată ulterior, să se încălzească un pic, deci probabil în sfârșitul martie, începutul aprilie, dar momentan manualul pe care vi l-am expus, pe care vi l-am predat acum, cred eu că este suficient ca să începeți să lucrați. Încă o dată, dacă aveți întrebări, mă puteți contacta, este foarte simplu și discutăm pe grupul Detectoare de Metale, grupul Detectoriștilor din România, grupul de Facebook, da, cu denumirea asta, Detectoare de Metale, grupul Detectoriștilor din România. Discutăm acolo, intrați acolo, povestim cât mai multe și acolo sunt undeva 5.000 de membri, sunt foarte mulți. Uite cum a rămas! Sunt foarte mulți colegi detectoriști acolo, pe toate nivelele de experiență, cu tot felul de detectoare de metale, adică puteți să întrebați, să cereți informații despre tot felul de modele de detectoare de metale, dacă poate vă interesează, mă rog, știu eu ce vă interesează pe voi. Acestea fiind zise, sper că v-a fost de folos manualul video prezentat astăzi. Am încercat să-l fac atât cât s-a putut acum, pe frigul ăsta, după ce am stat toată ziua deja aici, cât mai complet, sper că am reușit. Repet, voi mai face un manual video mai detaliat și făcut așa, lent și vreți să facem niște probe pe ținte îngropate și cu roaming și cu alte detectoare. Este un proiect mai vechi, tot cu țintele pe care le-ați văzut în clipul ăla unde am făcut testele cu comparative roaming Equinox Acasinum FDHM. Deci tot cu țintele alea sau cu altele de genul acela, îngropate în diverse situații, adică una e să ai în sol benign, după aia ne mutăm într-un sol mineralizat, după aia i-am pus și ceramică, da? Găsim de undeva niște cioburi vechi, antice, sau cărămidă antică, să îi punem deasupra și o să vedeți cum diferă rezultatele în vari situații, da? Va fi ceva foarte interesant. Acestea fiind zise, dragi prieteni detectoriști, vă mulțumesc pentru atenție, nu vă mulțumesc că m-a scos pe frigul ăsta, glumesc, așa, să ne vedem sănătoși, țineți aproape, încă o dată ne găsim pe Facebook, pe grupul Detectoare de Metale minus grupul Detectoriștilor din România, mă găsiți și la detectorshop.ro și la dtkh.ro, da, deci am colaborare și colo și colo, ține legătura, ce să mai, detecții frumoase tuturor, îmbrăcați-vă bine și ieșiți la detecție, să ne vedem cu bine, detecții frumoase!